Iubiți creștini, ne aflăm în Biserica Ortodoxă din Uila, județul Mureș. Vă urez bun venit pe această cale și pentru că suntem în atmosfera aceasta magică a Crăciunului în care cu toții suntem luminați într-un fel de steaua care a poposit deasupra Betreemului ca să ne arate că acolo s-a întâmplat ceva absolut extraordinar și anume că Hristos a născut pentru fiecare dintre noi, pentru ca noi să putem redobândi în fierea lui Dumnezeu Tatăl, trebuie să ne punem în gând să înțelegem cu adevărat sensul Crăciunului. Dincolo de tot ceea ce înseamnă cadouri, întâlniri, vizite la prieteni, la rude, la cunoscuți, Crăciunul înainte de toate este o sărbătoare a familiei. O sărbătoare a familiei pentru că... Icoana nașterii Domnului ne prezintă Sfânta Familie în peștera din Betleem. Iar făcând un arc peste timp, putem spune că nevoia cea mai mare pe care o resimte societatea actuală este aceea de comuniune, este aceea de familie creștină, este aceea de a renunța la așa numitele obstacole sau bariere care ne împiedică unii pe alții să fim frați, indiferent de limbă de uh, nație, de sex, mai știu eu de ce alte lucruri credem noi că ne, pot, că, ne stau, uh, că stau între noi. Toate acestea am dorit să vi le transmit în această minunată sărbătoare și în această minunată biserică și ne dăjduim ca anul care vine, pentru că ne aflăm la foarte puține zile de trecerea dintre ani, să fie nu neapărat un an mai bun, pentru că folosim foarte des acest termen, ci să ne dorim să fie un an al înțelegerii, să fie un an al iubirii adevărate între creștini, pentru că astfel vor cunoaște oamenii, spunea Mântuitorul, că suntem ucenicii lui, dacă vom avea dragoste unii față de alții. I-am primit cu drag pe colindători în seara de ajun îi ascultăm în continuare, colindând până în ajunul Bobotezei. De anul nou ne vom întâlni din nou, în noaptea de anul nou, la, în Sfânta Biserică, așa cum o facem de câțiva ani buni, pentru ca să încheiem anul cu binecuvântarea lui Dumnezeu și să-l începem tot cu binecuvântarea lui Dumnezeu, să-l începem împreună și să putem să spunem la sfârșitul anului viitor că timpul pe care l-am petrecut împreună n-a fost în zadar și că fiecare dintre noi am putut să schimbăm sau am schimbat ceva în tot ceea ce ne înconjoară. Schimbarea însă trebuie să o facem în bine și să nu uităm niciodată să ne punem nădejdea și speranța în Dumnezeu și unii în alții. Sărbători fericite vă doresc, un an nou fericit și să vi se împlinească toate dorințele. Doamne, ajută!